Hello, hello tuturor! Astăzi vom discuta un pic despre lemon, uleiul din coajă de lămâie. Se obține prin presare la rece. Pentru a obține o sticluță de 15 ml se consumă aproximativ 3000 de lămâi. Se folosește ca și un bun degresant în tot ce înseamnă curățarea biberoanelor copilașilor noștri, în sensul că punem 4 picături de lemon în sticluță, da, în biberon. Băgăm un șervețel, punem apă, închidem biberonul și agităm foarte bine. Veți avea plăcută surpriză să observați că tot ce a însemnat curățarea biberonului se va face în maxim 2 minute și pe lângă asta lemonul, dacă va rămâne ca miros, va rămâne doar cu proprietățile specifice. Lemonul, 90% din lemon este monoterpină, mai exact de limonen. Mai mult de 72%. Pe lângă aceasta, în istoria medicinii franceze, se zice că lemonul este un dezinfectant al aerului. Poate susține tot ce înseamnă apatie, stări de oboseală cronică. Se poate folosi și pentru cei care au probleme cu inflamarea, umflarea picioarelor, umflarea mâinilor. Inclusiv poate fi un ajutor pentru cei care suferă de probleme ale oaselor, ale articulațiilor, se poate aplica pe zonele respective sau se poate ingera. Lemonul a fost folosit în mâncare de pe vremea lui Cristofor Columb, care, mergând să descopere America, a folosit cu succes tot ce înseamnă lămâie, de la fruct până la coajă. De asemenea, se poate folosi în casă, în momentul în care vrem să dezinfectăm atât aerul cât și suprafețele noastre. Lemonul este un ulei extraordinar de plăcut și ușor de tolerat pentru toți, de la bebelași, la adulți, la persoanele mai în vârstă. Se poate folosi în șamponul nostru de păr pentru o bună curățare, se poate folosi în gel de duș, dar nu îl folosim în momentul în care noi știm că ne vom expune la soare. Se poate consuma intern una, două picături de 2-3 ori pe zi pentru o rehidratare sănătoasă, pentru o alcalinitate la nivelul stomacului și pentru o stare de bine. Lemonul este un ulei care ridică starea de spirit și ne ajută să avem energie pozitivă toată ziua. Putem să-l mirosim direct din sticlă. Miroase exact ca lămâia, ca prăjiturii, ca bunicii, se poate folosi pentru preparatele noastre, în salată, de exemplu, una-două picături de lămâie în salata noastră verde, se poate folosi în freșuri, se poate folosi la limonadă, se folosește cu succes în tot ce înseamnă purificare, purifiere, că este externă, că este internă, fiecare în funcție de ce are necesar. Ajută, de exemplu, prin mirosire, poate ajuta și aparatul nostru superior, respirator, respectiv, prin aplicare topică, se poate să ne ajute și să avem o respirație curată și sănătoasă. Uleiul de lemon face parte din kitul Home Essential, se folosește nediluat, dar după ce am pus pe piele, de exemplu, este bine ca noi să punem un ulei purtător pentru a beneficia mai mult timp de rezultatele lui. Un bun drenant, un ajutor pentru sistemul nostru limfatic, pentru sistemul nostru unitar, suport foarte bun digestiv și pentru alcalinitate.